Bună ziua, vă pup acolo pe toți și vă îmbrățișez tare, 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 tare. Astăzi e duminică. M-am gândit dacă cred că e cam ultima care mă mai prind în țară. Am plecat într-o mini excursie, să zic așa. Îspi la Pângăraț. Lacul Pângăraț m-am oprit, dar știți de ce mai mult? Uitați-vă acolo cât e lebe de îs, oameni buni. Aștept, este aici un foișor, nu știu ce e ăla, după cum vedeți, este lumii, o să mă urc și acolo, dar aștept, mi-aștept rândul. Cât-i-s de multi! Deci e super frumos, păcat de mașinile care deranjează aici liniștea. Mai încolo o să mă opresc să mănânc la cineva acasă, am înțeles că faci aripă străvării gen și faci mâncare la el în bucătărie. Și vreau să încerc, mi-a făcut cineva poftă mare și expres acolo mă duc. Mi-aștept rândul aici să urc, să mă uit de sus la lac. E altceva. Haideți, nenii, coborâți că mă prinde ploaia. Nu știu voi ce faceți astăzi. Aia una m-am săturat de treabă, am plecat departe de casă. Haide, măi. Se oprește foarte multe lume să facă poză aici. Adevărul că e foarte frumos. Să vedem, să fiu atentă pe unii cald, că aici e o trasă, o ploiță, mari, mari, mari. Mai este acolo cineva. Dar e super frumos. Chiar e drăguț. Ia să vedem ce scrie pe aici. Reguli, ia să vedem. Bune practici privind hrănirea suplimentară a lebedelor și rațelor în sezonul de iarnă. A, deci de asta se cheamă foișorul lebedelor. Dacă apucați voi să citiți aici, eu nu stau acum să citesc tot. Pentru mine e ceva nou. Dacă aș putea să găsesc eu odată așa la mal, vedeți cum e în poză. Ar fi ceva. Dar eu mă urc sus. Nu mai stau să aștept, mai este cineva aici. Dar doar nu mă mănâncă nimeni. Ia. Uhu. Bună ziua. Ia uitați ce tare se vede. Super. Doamne, dar cât e îs. Wow! Dar de ce nu vin la mal? Superb! Superb, superb, superb! Ce fain să stai așa la înălțime, să adori peisajul! Gata, mă duc că m-a luat foamea și chiar îți curioasă cum gătește nenea ăla peștele. O să... Dacă aș putea să intru acolo în bucătărie să văd și eu ce face. Deci stau atent cum cobor scările astea. Asta ar fi un turnul Eiffel de la Moldova. Zic și eu, nu știu. Poate îmi rup gâtul pe aici. Haideți să mâncăm. Hop! Știți ce e aici? Deci seții acasă omului, găinuță. Am înțeles că mai are pe un, nu știu ce mai are pe acolo. E super frumos. Bye! Astea-s americanii, bănuiesc. Ia. Da, da. Sau? Cocoșel și găinuță americană, da. Ți-am mintit că am avut și eu. Nu pot să vorbesc tare că nu vreau să deranjez lumea. Dar oricum e super, 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 super fain. Și aici la poalele muntelui. Uitați-vă câtă lume este. Deci, prea frumos. Sper să nu deranjez pe cineva. Dar văd că mai este lumii care filmează. Deci n-ar fi. Oh, 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 oh. Băi, tu ești mare. Ce bine ai stat într-o oală cu borș. N-ai idee. Și ăsta ce mai fi aici? Pi... Pi... Ce-i? Pichire, ce-i asta? Nu știu eu. Oh, ce m-am speriat. Dar tu unde erai, cocoțat? Doamne, dar ce m-am speriat! Salută lumea aici! Da, foarte, super frumos! Nu știu, pe acolo, bănuiesc că acolo nu este nimica. Da,
Și aici, ia să vedem. Oameni buni, dacă vreți să mâncați un pește bun, veniți aici, între Bicat și Piatra Neamț. Credeți-mă că nu pierdeți nimic. Așa, aici ar fi păstrăvii. A, ce mulți! Uitați-vă cum, ce fain e amenajat și cum îi ține. Apa super curată. Oare ăsta o fi puiet galben care se vede sau ce îi? Chiar nu mă pricep. Da. Omul gospodar e gospodar. Nimic de zis. Aha. Costeluș, Maia și Suzici. Credeți voi că e aici? N-aveți idei. Ăla e a cincea oară când mă sperii. Maia și cu Suzi. Suzi! Maia! Nu mai este niciunul aici. Dar unde eu fi dus? Trebuia să fie mama, tata și feciorul. Un măgar, o măgăriță și un măgăruș. Dar nu mai este. Unde eu dus? Am ratat. Ne-am ratat neamurile. Da, mă duc să prind loc la masă. V-am arătat în parte, așa, cam cât e de frumos aici. Și încă ceva. Uitați-vă că au și cu suveniruri, cu hăinuții făcute de ei. Deci, da, eu nu știu, rămân așa, surprins. Cui place, face. Cui nu, stă și trece prin viață ca bulă prin lobodă. Super, super, super. Da, ia. N-ar fi rău să-mi iau o cărjă. Ce tare îs. Da, asta oare? Asta, opa, asta e pentru tata. Are claxon când bea prea mult. Ia, nu știu cum să bănuiesc că trebuie tras de aici. Trebuia să fac eu ceva. Mă scuzați. O venit și a zis că n-am voie să filmez. Că... Da, na, a venit imediat, că am dat ăla jos. Mă duc să mănânc. Cam de aici a peștele. Dacă vreți proaspăt să-l luați acasă. Este de acolo care ambalează, uitați-vă. Dar mi-e tot cu gândul. Dar, deci nu vă imaginați ce, cum miroase aici și ce combinații. Pi. Păi. Da, interesant. Păi, frumos ești. Ești voinic aici, dar ești mai voinic la mine în burtă. Doamne, dacă tu zi... Plouă. Plouă. Acu. Îl scoate, că l-am prins. Mamă, cât de frumos! Ce fain! Hai! Mă lungă lumea de pe aici. Acum e de înapoi. Ce pare plouă. Iar îl scoate. Dar eu tot la coadă îs. Doamne, deci a început să plouă. Se trage, nu știu dacă vedeți acolo. Cam așa îi dă. Are 0,66. Da, se merită așteptarea. Deci e prea. Doșoana filmează, ne filmează pe noi și Dumnezeu e aici mai nebună. Dacă nu vă deranjează, ce are acolo? Medicamentul? Asta e secretul gustului. Ce secretul? Dar ce? Secretul... Dar de unde a scos-o? Din buzunar? Așa mergeți cu ea? Acolo la mașină, acolo.
Așa vă trimite soția de acasă, ca să fii sigur că vă întoarceți, nu? O luată de la mașină, adică merge cu ea. De acum îmi bat ceva frigider și l-am colut. Auzi? A, mai aveți la pachet? Da, ți-a auzit ce zi? Nu. O adus-o de la mașină, e merge cu țuica. Dar ai mers cu țuica în mașină? Mă rog, mulți ani. Pace bine la ficat sau la... Bună? Mai că-i caldă. Oare mie mi-ar sta în gât o guriță? Hai, Rexule! Hai, lasă! E caldă. Barbați. Unde vii? Tot găsești. Și în buzunare, și sub masă. Altul a venit. Vă să ai unul așa acasă. Îl trimiți venind înapoi, după când golește țicla vine acasă. Du-te la bazin. Da, dar să vii înapoi. Acolo îl ține, unde îl ține, numai el știe unde îl ține. Trebuie să-l băgați la rece. Noi ne-am pus, am găsit și noi un loc la masă, dar tot lângă prietenul nostru. Abia mi-am să l eliberat. Venirea ei s-a nimbată până mâncăm, cu țuica și cu... Vai, ce bine arată! Așa tradițional ca la Moldova. Din lut. Avem aici și pânică, smântână, ardeliuti. Zic să am poftă. Să aveți o zi bună. Primește-l, Doamne, și pe ăsta și fă-i loc la altul. Nu, n-ai pot. Dar până și mămăliga-i cu făină, e casă, nu e? N-ai agrisată, cumpărată. Dar foarte bun. Doar că nu mai intră. Adică aș mai... Uite așa. O să iau așa acasă. Cred. Ceva. Mai am rezervă. Uuu, și ne oprim și plaia! Ce-am mâncat de bine. Ați ploiță. Dar nici nu ne lasă în pace, mă. Lasă-ne că ne plouă. Ia să vedem ce mai găsim pe drum acum. Ce m-a udat. Learcă. Dar ce trage. Mamă, s-a dus și cu ea niște. Colegul. Dacă vreți un pește bun, un borș de pește, haideți la Moldova, aici la păstrăvăria Cheița. Și credeți-mă că plecați super mulțumiți. Și cu ploaie și mâncați bine și băuți dacă vreți și doriți. S-a oprit și ploaia, după ce m-a dat ghinii, mai provocat. Apropo, dragii mei, m-am decis să schimb numele canalului și am ales din toate comentariile care le-ați lăsat acolo, mi-a sărit unul în ochi și o să-l modific cât de curând în Deale Irinucăi. Mi se pare cel mai, nu știu, wow, așa, pentru că tot ce postez pe canalul ăsta, practic, de-ale mele, tot ce fac eu. Așa că aștept părerile voastre, nu schimb până nu văd acolo comentarii, dacă sunteți de acord. Pentru că, bineînțeles, contează mult și părerea voastră. Sunteți voi care mă susțineți. Și până una alta, trebuie să-mi găsesc poziția. Că urmează ce îmi place mie cel mai mult. Uf, drumul vieță, cheile bicazului. Trebuie să mă întind cât pot de bine, să pun picioarele pe frână și eventual dacă se poate să dorm o leacă. Uf, că mult e tare nus. Plus de asta, după masa care am luat-o, n-ai cum să nu dormi o leacă.
una cel puțin. Aș vrea eu, dar n-am timp. Drumul e scurt. Acum și ajung și la destinație, să zic așa. Și nu pot să evit să nu vă arăt și vă o minunăție asta de zonă, Cailey Castle, care nu ați fost niciodată sau nu știu, n-ați avut ocazia. E ceva deosebit. Transfăgărășanul și el este, da? Și partea asta a Moldovei e minunată. Și chiar dacă vremea nu e așa wow, totuși este o groază de lume. Aglomerație. Suvenire, covorașe. Tot ce vreți voi găsiți aici. De obicei cam amețesc în curbile astea, dar încerc să mă abțin. Acolo sus pe muntele la marș. Muta sau pe ăla. Așa e liniște plină, aer curat. Mai este? Nu mai este. Uite, fetița aia a filmat de... O ieșit afară să filmez. Acolo sus este o cruce. Doamne ajută. De ce-o pus oare crucea aia acolo? Știi cineva? Și am ajuns la Lacul Roșu. Dacă tot am venit să mâncăm, facem și o plimbărică aici și după aia ne întoarcem acasă. Că e cam pe ducă ziua. Mâine iară treabă și iară treabă. Am coborât în vale. Și vreau să văd și eu. Adică să înțeleg de ce se cheamă Lacul Roșu dacă el e verde. Bine, la brază, e normal, dar de ce se cheamă Lacul Roșu, cine știe? Că eu n-am mai fost niciodată să înțeleg. Parcă țin eu minte, cineva mi-a spus, mi-a explicat, dar memoria mea nu prea mă ajută. Doamne, cât e de frumos, de liniște. Și lume, și păsărele.
Opa, ați cam găsit explicația. Aici, ungurești, nu înțeleg. Ia să vedem. Trecutul, prezentul și viitorul lacului Roșu. Cel mai cunoscut lac de baraj natural din România s-a format în vara anului 1837. Nici străbunica mea nu era atunci, când datorită infiltrațiilor de apă în urma ploilor abundente din acea perioadă, straturile de grohotiș, nu știu ce ăsta, de pe versantul nord-vestic din apropierea vârfului Ghilcoș, s-a prăbușit închizând valea în care păraiele s-au adunat, formând lacul. Da. O caracteristică a lacului sunt cioturile brazilor. Deci, asta care am spus eu că nu înțeleg ce se văd așa în apă. Ia să vedem ce mai spune aici. Unde era? Ce acopereau odinioară coasta muntelui și străpungând acum oglinda de apă. Piscurile munților ce coboară prăpăstoși până la malul lacului amplifică frumusețea și atracția. Este amenințat cu dispariția. De la an la an se observă că suprafața lacului se micșorează datorită fenomenului de colmatare. Fenomenul de colmatare datorită unor influențe naturale sau antropice au avut perioadă de încetinire, dar și de accelerare. Deci, zic că încet, încet scam duce lacul Roșu. Da, păcat. Și bărcuțele le avem acolo în fund, în apropiere niciuna. Dacă mă mai duc încolo... Vreau și eu să mă plimb cu poneiul. Vreau și eu. Ce frumos! De ce nu mă duci și pe mine să mă plimb cu poneiul? Vreau și eu! Ăsta e mic ca mini. Bun, și până la măgar, la ponei, dacă îl mai găsesc, dacă găsesc și eu, voi, adică acolo este o explicație scrisă, da? Eu nu înțeleg. De când îs mic tot vin aici, întrebarea mea este de ce nu mai putrezesc copacii ăștia în apă, rădăcinile. Care e explicația? Că lemnul de obicei se cam duce. Mă rog frumos, ajutați-mă cu explicația asta, ca să nu mor blondă, nu de alta. Și acum vreau ponei. Vreau ponei. Și mă duc după el să văd unde pleacă și nu se oprește. Lumea mănâncă cozonaci. Deci practic aici, domnul Poneiu. Dați copiii la rând. Asta când vine frumosura mea. Vini domnul Poneiu înapoi. Mac, 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 mac. Mac, mac, mac. Hai la mama. Hai la mama, hai. Mac, 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 mac. Hai la deal, haide. Mac, mac. Mac, mac. Fuge, mac, mac. Mac, mac, hai la deal. Nu, nu mai vrei. Deci frumoasă și colorate. Ce frumos. De ei să văd bine și bărcuțele cum vin. Mai că mie mi-e frică să mă duc acolo, din păcate. Am avut o experiență urâtă cu apa și de atunci mi-e frică. Dar eu aștept ce mă doare pe mine, mi-aștept poneiul. Din păcate nu pot să călăresc poneiul, doar copilașii, și eu nu mai sunt copil. Dacă nu vă supărați, să mă înțelegeți. Numai la spate să ai grijă, să stai de obicei în zona din față, să vorbești cu el, fiindcă la spate se poate spune. Dar cum îl cheamă? Iuri! Iuri!
Are Yuri. 14 ani. Băi, Yuri! Poți să pun ceva? Stai, stai! Ia-ți papă, na! Dacă nu te pot călăi, măcar să stau să mănânci. De ce? Ia-ți pe dință! Hai! Așa! Nu vrei? Ești secretos tu! Hai, na, la mama, ia-ți papă! Hai! Mai vrei? Băi, frumosule! Ți rău îmi pare când am... Și cam atât, am vizitat destul, bine, n-am filmat chiar atât. Mă întorc înapoi acasă. Drumul nu vi-l mai arăt că e același pe care am venit, nu ne mai oprim nicăieri. Plus de asta, nici vremea nu-i cine știe ce vine ploaie. Și prefer să fiu acasă în pătuț, când plouă. Așa că, dragilor, vă aștept în zona Moldovei aici, la Piatra Neamț, Bicaz. E superbă și mai ales dacă prindeți o zi din aia cu soare, și mai frumos. Și vă mulțumesc din nou pentru apreciere. Vă pup acolo, să uit lumea la mine ca la fel 20, asta e. Și vă urez o seară frumoasă, pa, pa! Și nu uitați de comentarii, ce părere aveți despre canal, despre numele lui. De ale Irinucăi.